Dar ce lucrea cu alea, Florica? Fac niște pisat la pui. Cam pui micuți și le trebuie mâncare, că nu pot mânca bobile astea așa mari de mălai și le trebuie să le fac un pic de pisat. Cum se numește mașina asta? Răjniță. Răjniță? Da, dar făcut pisat. Uh-huh. Făceam și pentru sarmale cândva, cu e. Pentru sarmale? Da, pisat făceam și făceam sarmale cu pisat. Cum le spuneți la sarmale, piroște sau cum le spuneți aici? Chioști. Așa le ziceți. Chioști, să zic aici. Și cu ce le mai împleți? Știi, cu pisat. Acum se face cu carne și cu orez, dar mai de mult facem cu pisat numai. Da, da, da. Și ai pus mălai dintr-a dumnitale, da. Așa? Da. Am avut noi mălai și am lor mici, când ar crește un pic tot și le fac un pic. Le-am cam și greu, dar când ar fi mai mărișoruț încă, dar pisat de asta mănâncă. Câți pui ai? 12. 12 pui. 12 puișori, da. Încă cu ciorici. Cu ciorici nu le-ai frig la iarnă. Le-a crești penii pe piciorușii. Și uite așa, toată ziua dai pe mașina asta și le faci de mâncare, așa-i? Le fac. Când am seara dimineața, când am vreme cu peste ziua, mă mai duc și mai lucru oarici. Și pe grădină, și am merg la prunie. Cam încep prunile și-i cad așa pun. De câtă vreme ai mașinăria asta? De când mă știu aici, tătam moră de asta, asta, moră asta, o am. Da, moră din asta pe piatră aici este? O fost mai de mult. Unde se mășina mălaiul? Da, era trei mori încă. Trei mori? Trei mori era în sat, cât mai de mult. Și au mai sunt? Nu știu și mai vine nimeni. Deja mă au acasă mori, numai de-astea la curent oamenii, dar ce pe piatră cu apă, nu. Nu mai. Acolo, din sus, când e hoși gatărul, firez de tăiat scânduri, acolo hoși moară de măcinat. Acolo ai dus și dumneatale. Acolo merea toată lumea la măcinat, cu ce avea, bucate. Uh-huh. Da. Păi atunci, haideți să le dăm la pui. Îl dați așa, uscat, sau îl dați, puneți cu apă? Nu, așa uscat le dau. Așa uscat. Așa uscat le dau. Haideți să vedem și puii. Aici ați spui. Da, aici le-am făcut gard și lor, i-am îngrădit. De câtă vreme ai pui ăștia? De două săptămâni. De două săptămâni? Da, de două săptămâni. Zmitite încă. Înseamnă că azi mâine duci la târg, da, Florica. Da, sigur. Dar cum de mai ții dumneata găini? Păi... Să nu fie curtea goală, că nu-mi place dacă nu văd nimic aici. Și fie oarice un ocol. Ai crescut cu găini și ți-e drag. Pentru carne, pentru bateri, mai fac câte un ou. Mai fac câte un ou, da. E mâncat un pic.